Drifting, watching the world go round. World go, yeah, world go. Listening to unfamiliar feelings and unknown sounds. Unknown sounds, unknown sounds, slipping through my fingertips. Bine ai clicat la acest videoclip, ăsta e Mindful, eu sunt Andrei și astăzi vom vorbi despre ce înseamnă singurătatea. Nu uita să te abonezi la canal dacă vrei să mai vezi alte videoclipuri de la mine, pentru că voi mai posta. Mai am și alte videoclipuri pe canal, aproximativ 100, așa că dă subscribe ca să nu ratezi următoarele videoclipuri. Cred că am mai repetat asta, dar sper că ai înțeles. Și sper că știi și de faptul că am TikTok și Instagram și am și Facebook. Și mă găsești pe toate platformele sociale pentru că sunt acolo. Trăim într-un context pandemic în care singurătatea, mai mult sau mai puțin, este o realitate. Deși nevoia noastră de a ne conecta ca oameni este născută, cu toate astea suntem majoritatea timpului singuri. Singurătatea este starea de suferință sau de disconfort care rezultă atunci când se percepe un decalaj între dorințele de conexiune socială și experiențele reale ale acesteia. Știți paradoxul acela în care avem foarte mulți prieteni și foarte multe conexiuni sociale, poate inclusiv suntem într-o relație, dar tot ne simțim singuri? Chiar și unii oameni care sunt înconjurați de alte persoane pe tot parcursul zilei lor sau se află într-o căsătorie de lungă durată, încă experimentează o singurătate profundă sau omniprezentă în viața lor. Singurătatea este o funcție a nevoii afective de companie și apartenență. Și, lăsată neadresată, poate să afecteze în mod negativ valoarea de sine a unei persoane. Singurătatea ne poate lăsa să ne punem la îndoială valoarea noastră ca persoană sau sensul nostru în viață. În timp ce majoritatea dintre noi petrecem mai mult timp conectați la un dispozitiv decât este sănătos pentru ochii sau inimile noastre, petrecem și mai mult timp în rețeaua digitală decât este bine pentru bunăstarea noastră emoțională. Din tot videoclipul ăsta vreau să rămâneți cu o singură propoziție. Evident, să vă uitați în continuare. Prezența singurătății prezintă absența conexiunii, nu absența persoanelor. Să vorbim puțin de identificarea și combaterea singurătății. Indiferent dacă o persoană trăiește sau nu izolat, simțirea unei lipse de conexiune socială poate fi dureroasă. Singurătatea poate fi descrisă în multe moduri. Însă există o scală a singurătății, UCLA, UCLA, care ne arată anumiți itemi de singurătate. Practic ne descrie constructul psihologic în anumiți itemi. Scala de singurătate UCLA întreabă indivizii despre o serie de sentimente sau mai degrabă deficite de conexiune. Inclusiv cât de des se întâmplă acestea. Anumiți itemi ar suna în felul următor. Simți că îți lipsește companie, simți că ești lăsat deoparte, dacă te simți pe aceeași undă cu oameni din jurul tău, dacă te simți relaxat și prietenos, dacă simți că există oameni la care poți apela. Având în vedere consecințele potențiale asupra sănătății pentru cei care simt că au puține sau au legături sociale de sprijin, singurătatea pe scară largă reprezintă o provocare majoră pentru societate, dar subliniază o cerere mult mai mare de informare și de conexiune la nivel personal. Am și prieteni, am și familie, dar de ce mă simt atât de singur? Singurătatea este la fel de legată de conexiunile pe care le aveți în viața voastră cu oameni din jurul vostru, însă și de numărul de conexiuni pe care le aveți. Și nu provine doar din dureri de inimă sau din izolare. O lipsă de autenticitate la nivelul relațiilor voastre poate să ducă către o stare de singurătate, sau mai degrabă o poate declanșa. De ce este atât de greu să cauți compania cuiva atunci când te simți singur? Există dovezi că indivizii singuri au un fel de părtinire a negativității în evaluarea interacțiunilor sociale. Dacă a sunat pompos, oamenii singuri erau semnele potențiale ale respingerii mai repede decât celelalte persoane, pentru a putea să evite și să se autoprotejeze. Mai exact, dacă te simți singur, ești probabil mai predispus să crezi că oamenii din jur încearcă să te evite și preferi să nu fii prănit, în detrimentul a rămâne singur în continuare. Oamenii care se simt singuri trebuie să conștientizeze această prejudecată pe care și-o creează ei însuși, pentru că acest lucru le împiedică căutarea de nouă companie. Care este diferența între solitudine sau singurătate și a petrece timp singur tu cu tine? Diferența între solitudine și timpul petrecut cu tine este faptul că atunci când ai timp tu cu tine și îți rezervi timp pentru tine, nu este neapărat negativ, dimpotrivă, este foarte avantajos. Cercetările sugerează motivele pentru care tinerii aleg să fie singuri. Practic, ei pot face acest lucru pentru a se relaxa, a se recrea, a reflecta, mai degrabă decât pentru a evita alte persoane. Ce măsuri concrete putem lua pentru a fi mai puțin singuri? Asta o să sune interesant.
cercetătorul în singurătate, John Capoccio, cred că așa se spune. Susține că la fel cum încep la sală un set de exerciții pentru a-ți crește forța și, evident, puterea ta cardio, așa ar că trebui să faci și cu zona socială. Cum îți îmbunătățești starea de sănătate făcând exerciții de sport, așa trebuie să îți îmbunătățești sănătatea ta socială făcând mici pași în acest sens. Mici pași care construiesc forța și rezistența emoțională. Dacă vrei să le cauți, feel free, poți să le cauți pe internet. Și un lucru mai am de zis înainte să chei videoclipul, el a conceput tehnici pentru persoanele cu un risc ridicat de singurătate cronică, cum ar fi soldații din Irak și Afganistan. Cu toate acestea spuse, ele pot fi utile oricui. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, nu uita să dai like, share, subscribe. Ăsta a fost Mindful, eu sunt Andrei. Sper să fii mai puțin singur sau cel puțin sper că ai aflat mai multe despre tine. Să ai o zi frumoasă, pa! Drifting. Watching the world go round. World go, yeah, world go round. Listening to unfamiliar feelings and unknown sounds. Unknown sounds.